ce mult schimbă o clipă viața noastră. Într-o secundă, totu-i năruit. Așa cum gerul stinge florile din glastră, așa și noi ne stingem, mergând spre sfârșit. Ieri sănătoși, iar după o cruntă noapte, fără putere, paralitici chiar, agoniseala noastră, zbaterile toate, rămân într-un ungher, trudite în zadar. Cu un minut înainte, plin de vlagă, cu unul mai târziu, topiți ca în foc de paie, pulsul mai slab, inima mai plăpândă, oprindu-se apoi la ultima bătaie. O noapte, o dimineață, multe pot aduce. Schimbări neprevăzute de neînchipuit. Viața imprevizibil ajunge la răscruce. Drumul ce o așteaptă duce la sfârșit. În calendarul nostru nu se scrie de aceste tainice schimbări. Necesită doar pregătire pentru plecarea înspre alte zări. Durerea nu-i neprogramarea plecării noastre cu un ultim pas. Dacă ne-am terminat lucrarea, sfârșitul-i tot ce ne-a rămas. Durerea noastră e că avem oameni iubiți, nepregătiți, pe care mântuiți-i vrem, gata de a pleca în ceruri fericiți. O, Doamne, mai lungește clipa, să nu aducă așa o schimbare. Ascultă-ne, Tată, dorința, o nu acum, nu-s gata de plecare. Mai lasă-i, Doamne, dă-le zile, aceasta ne e mijlocirea. Până când vom putea a spune, vino, toți suntem gata, așteptăm răpirea.